În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ioan va fi numele lui. Iubiți credincioși, iată că ne aflăm într-una dintre sărbătorile pe care Biserica le ține în timpul anului bisericesc, în legătură cu Sfântul Proroc, înainte mergător și botezător Ioan. Ați fost martori încă de la începutul anului, după Bobotează, când pe 7 ianuarie prăznuim pe Sfântul Proroc Ioan. Apoi, iată sărbătoarea aceasta a nașterii Sfântului Proroc Ioan, botezătorul. Apoi avem și aflările capului Sfântului Ioan, botezătorul, ca să încheiem anul pe 29 august cu tăierea capului Sfântului Ioan, botezătorul. Așadar, Sfântul Ioan este unul dintre sfinții care au cele mai multe zile de prăznuire. Eu însă astăzi am să vă vorbesc puțin despre evenimentul în sine al nașterii, dar vreau să vă spun ceva în legătură cu identitatea noastră, pentru că așa cum pe Ioan l-a numit Dumnezeu să fie Ioan, pentru că la iudei nu se putea ieși dintr-o anumită tradiție. Copilul trebuia să poarte numele părintelui sau maxim al unuia dintre bunici. Ori Zaharia nu se numea Ioan și nici tatăl lui nu se numea Ioan, nici socrul lui. Și totuși s-a numit Ioan. Adică identitatea aceasta a fost așezată de Dumnezeu. Tu ești Ioan, după cum altul și altul se va chema altfel. Dar prin ce l-a făcut să se distingă de ceilalți? Prin comportament, pe de-o parte, prin faptul că nu era numit ca tatăl său, deci nu continua ceea ce făcuse tatăl său, nu a fost așa ca o moștenire genetică foarte clară, ci pur și simplu l-a lăsat să fie altfel. Altfel și prin îmbrăcăminte, pentru că ni se spune de către Sfântul Evanghelist Matei că îmbrăcămintea lui era aspră, din păr de cămilă. Înseamnă că identitatea noastră poate să fie prin îmbrăcăminte. Și să ne uităm acum în jurul nostru la ceea ce înseamnă uniformă. Dacă veți vedea un om îmbrăcat în verde, cred că nu vă gândiți că e marțian. Vă gândiți că lucrează în armată. Dacă îl vedeți îmbrăcat în albastru, vă gândiți că lucrează în poliție. Dacă îl vedeți îmbrăcat în alb și are și câteva dungi pe orizontală, înseamnă că este în marină. Dacă îl vedeți cu dungi verticale care seamănă cu gratiile, știți că nu mai lucrează. Dacă vedeți pe cineva îmbrăcat în negru, uitați-vă și la alte aspecte, pentru că în negru sunt îmbrăcate mai multe categorii socioprofesionale. Dacă treceți pe lângă tribunal, veți vedea robele acelea care spun despre cei care le poartă că sunt avocați. Dacă prin dreptul unei judecătorii trece și unul până reverendă, să știți că nu e avocat, este preot. Vă să zic că fiecare dintre elementele vestimentare spun despre noi cu ce ne ocupăm în viață și anume spun despre identitatea noastră. Dacă o veți duce la Paris să faceți o poză sub Tour Eiffel și veți vedea pe cineva îmbrăcat în ie, să știți că este român sau este îmbrăcat de o mare casă de modă care a împrumutat de la români anumite cusături de ie și iată că am venit așa încet, încet la identitatea noastră. Spuneam că numele nostru vorbește despre ceea ce suntem noi. După ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost numit Ioan, deși toată lumea aștepta să se numească Zaharia, fiind întrebat chiar și tatăl cum se va numi, pentru că tatălui său nu i s-a dat voie să vorbească până când nu s-a născut
fiul acesta al lui, pentru că nu a crezut că se va putea întâmpla lucrul acesta. În momentul în care însă s-a aflat că este Ioan, toată lumea se întreba un singur lucru: oare ce va fi cu pruncul acesta? Pentru că se simțea că identitatea lui era dincolo de ceea ce se știa. Se năștea, se ocupa cu ceva și se ducea dincolo. Ei, să știți că Sfântul Ioan Prorocul, înainte mergător și botezătorul Domnului, a apărut în viața aceasta într-un mod miraculos. Miraculos prin mai multe situații. În primul rând, părinții erau foarte bătrâni. În al doilea rând, ni se spune și diagnosticul mamei, Elisabeta, despre care ni se spune clar, era stearpă. Și totuși, la o vârstă înaintată, iată că nu ni se spune exact vârsta, vedeți, probabil că de atunci vârsta femeii nu se spune în public, la o vârstă înaintată, când s-a dus la templu Zaharia și a venit rândul să se tămâieze, că o singură dată pe an se tămâia în Sfânta Sfintelor, după cum era obiceiul vremii, s-a dat la sorți și el a fost ales ca să tămâieze în Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor însă, când a intrat, a dat cu ochii de o arătare îngerească. Nu știa că este Arhanghelul Gavriil, care avea să vină și la Maica Domnului peste 6 luni să-i spună că va naște fiu, decât că s-a speriat. Acum veți spune, păi, era înger și omul s-a speriat? Da, pentru că te sperii de ceea ce nu te aștepți să se întâmple. Niciodată nu trebuie să ne speriem de ceea ce ne așteptăm să se întâmple. Dar atunci când ceva se schimbă, bineînțeles că intrăm în panică. Așa se va fi întâmplat și cu el, și îngerul i-a spus că soția sa, Elisabeta, care este stearpă și în vârstă, va naște un fiu, care îi pune numele Ioan. Și atunci el a întrebat, dar cum voi ști eu despre acestea? Și a spus, nu vei mai putea vorbi până când nu se vor mai întâmpla acestea, pentru că nu ai crezut ceea ce ți-am spus. Eu sunt Arhanghelul Gavriil, adică binevestitorul. Și după ce a plecat îngerul, și-a continuat probabil cădirea prin Sfânta Sfintelor și a ieșit cu cădernița în mână și vroia să se adreseze mulțimii, dar nu mai putea să vorbească. Și atunci, prin semne, le-a spus că nu mai poate vorbi. A plecat spre casă și, într-adevăr, după câteva zile, soția a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni, zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul când a socotit că a venit vremea să ridice ocara din fața lumii. Tăinuirea aceasta are până la noi niște conotații. Vă aduceți aminte că atunci când o femeie rămâne însărcinată, se spune din tradiția populară că atunci când află, trebuie să și spună imediat. De ce? Pentru ca să nu fie copilul mut. Ei, acum vă imaginați că putem să facem o oarecare legătură cu tatăl care nu putea să vorbească până când nu s-a împlinit prorocia pe care îngerul Gavriil i-a adus-o. Este clar că una peste alta trebuie să cam ținem de această tradiție, să spunem sau să nu spunem. Ne învață poporul că e bine să spunem, dar pe de altă parte, cu spusul acesta putem să mai stârnim și anumite invidii. Dar cred că mai degrabă să ne asumăm inclusiv aceste invidii și să spunem de la început. A da mărturie despre viață este un act de mărturisire și a credinței chiar, dar și a neamului și a identității. De aici trebuie să știm că trebuie să înveșmântăm copilul cu veste bună, să știe lumea ce urmează să se întâmple. Pentru că în momentul în care aflăm, copilul intră într-un dialog cu noi. O să spuneți, dar cum să vorbească? Da, vorbește. În sensul că se face un transfer între gândurile noastre și copil și încet, încet, copilul acela începe să-și ia misiunea în primire. Se întrebau
toți din mulțime, oare ce va fi cu pruncul acesta? Nu după multă vreme aveau să afle că era un prunc deosebit, care își alesese o altă traiectorie în viață. Nu avea să se atingă de băuturi amețitoare, avea să meargă prin pustiu, să mănânce lăcuste și miere sălbatică, adică ceea ce îi oferea Dumnezeu pe cale naturală, și avea să se îmbrace în haină aspră din păr de cămilă. Iubiți credincioși, cred că și noi trebuie să învățăm că identitatea noastră este veșmântul nostru. Noi ne bucurăm că avem, începând chiar de astăzi, un veșmânt recunoscut pe plan internațional. Ia pe care o purtau moșii și strămoșii noștri, iată că a ajuns să fie recunoscută. Frumos o numesc francezii la blues rumen, apoi văd că năzdrăvanii ăștia de americani ne-au acordat ca începând de ziua de astăzi, ia noastră să aibă pe 24 iunie zi internațională a ei. Așadar, identitatea noastră merge mai departe, așa cum a mers mai departe identitatea Sfântului Ioan Botezătorul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Identitatea Sfântului Ioan a fost declinată încă de la întâlnirea pe care el a avut-o cu Mântuitorul, despre care spusese mai de mult. Zice, eu botez cu apă, dar cel ce vine înainte de mine era și căruia nu îi sunt vrednic să-i descalți cureaua încălțămintei, acela va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Iubiți credincioși, a îți cunoaște menirea pe pământ înseamnă a-ți ști identitatea și a purta haina identității tale așa cum trebuie. Dar o să spuneți, bine, bine, părinte, dar până acum ai vorbit despre uniforme numai așa, la cei care le poartă într-un anumit fel, mai curăței, ca să zic așa, numai despre gulerile albe. Să știți că tot identitate prin veșmânt au și minerii, au și mecanicii, pe care dacă îi vedeți în combinezonul acela al lor, care intră pe sub mașini și așa mai departe, cu siguranță că vă veți da seama că ei reprezintă tot o grupare socioprofesională, tot o uniformă. Tot ceea ce se întâmplă cu noi este o uniformă. Mi-aduc aminte când am fost prima dată sau a doua oară și am slujit la Paris, părintele de acolo îl mustra pe un băiețel săracul care avea capul în jos așa, zice, dar de ce n-ai venit, zicea părintele, de ce n-ai venit cu hainele de biserică? Asta zică, uniforma e uniformă și pentru biserică. Adică depinde cu ce ne ocupăm, ca să știm ce uniformă avem, dar depinde și unde ne aflăm, ca să știm cu ce uniformă să venim. De dress code nu vă mai vorbesc eu acum, că sunt tot felul de năzdrăvănii, de întâlniri cu temă pe care trebuie din vreme în vreme să ni le updatăm. Dacă cineva ne cheamă și spune, băi, fraților, fiți atenți că venim numai cu frac și cu papion, trebuie să te duci așa. Înseamnă că identitatea evenimentului, prin ceea ce ni se cere să îmbrăcăm, este încă de la început așezată în felul în care ni se cere să ne îmbrăcăm. Iubiți credincioși, felul în care ne îmbrăcăm și felul în care vorbim sunt două lucruri care trebuie să meargă mână în mână. Ați auzit de vorba românească, ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Păi dacă o să te duci la discotecă, bineînțeles că n-ai pretenție ca acolo să te duci cu papion și cu gioben pe cap. Da, dacă te duci la o întâlnire a la anii 30, trebuie să știi ce se purta atunci. Să nu credeți că se purta gioben. Era o altfel de pălărie. Se purtau mănuși, se purtau paiete și așa mai departe. Trebuie să știm întotdeauna că între identitatea noastră și evenimentul la care suntem este o legătură, exact cum zice poporul, să te porți cum ți-e vorba. Pe de altă parte, și cum vorbim, că
tot vorbind despre muțenia lui Zaharia. Într-un fel vorbești când te întâlnești la o ocazie de genul dress code, nu știu ce, ie pe care să o îmbrăcăm, și altfel o să vorbim atunci când ne cheamă cineva la un club. Trebuie să știm că lucrurile acestea nu sunt pentru alții, tot pentru oameni sunt. Dar am să vă spun ceva foarte interesant. Mi-aduc aminte că acum vreo 15 ani am fost chemat în preajma Crăciunului cu un grup de colindători să cântăm. Zice, unde? La Casa de Cultură. Mă, zic, la Casa de Cultură suna bine. Dar nu știam că la Casa de Cultură este un termen atât de generic încât includea și subsolul Casei de Cultură, care era o discotecă. Ne-am dus pe la Casa de Cultură, la primul etaj, nimic, și mi s-a zis, poate mai jos. Dom'le, s-a uitat și, da, nu cred că v-a chemat acolo. M-a văzut pe mine că era îmbrăcat în reverendă, pe băieți la alb-negru. Zice, nu, nu, acolo nu, cu siguranță nu. Dă-mă telefon unuia care... Așa, ce, păi vă așteptăm jos. Ah, bun, jos. Măi, fraților, când am coborât, era un fum pe care nu puteai să-l tai cu lama. Deci ziceai că vine Michael Jackson și i-au băgat aburul ăla pe care îl băgau la concerte, dar asta nu era abur, era fum de tutun. Și am intrat acolo și mi-a zis, băi, frate, dar ce fac eu, ce caut aici? Ce caut aici? Zic, chiar dacă oamenii ăștia ar fi de bună credință să mă și asculte cu colindătorii mei și până să mă gândesc eu așa dacă plec sau nu plec, am primit lovitura de grație. Zice, mai stați așa că n-a venit numărul dumneavoastră. Și am mai stat un sfert de oră. Un sfert de oră în care mă gândeam, mă, să plec? Nu plec pentru că le-am promis studenților că, mă, zic, voi plecați? Nu plecă, mai atunci trebuie să rămân și eu cu voi. Dar m-am dus și mi-am spus, băi copii, dacă nu începem să cântăm, nu mai avem cu ce cânta. Pentru că fumul ăla era așa de puternic încât ne putea compromite toate colindele noastre. Dar ce vreau să vă spun este că după ce am constatat noi că nu prea se uitau oamenii pe la noi și ne-am dat seama că nu prea avem ce face acolo, totuși am luat-o ca pe un canon. E, înseamnă că aici trebuie să cântăm. Colinde. Colinde. Mă, fraților, după ce am cântat primul colind, nu mai avea nimeni nicio țigare în mână. Toate erau palmate, probabil, sau... Fumul n-a putut să iasă așa repede, dar liniștea care s-a creat, ne-a dat de înțeles că dress code-ul nostru, ca să zic așa, îmbrăcămintea noastră se identifica întocmai cu atmosfera colindelor care s-a creat acolo. N-am avut pretenția să ne asculte mai mult de două colinde, bineînțeles că am și plecat după al doilea colind, ca nu cumva să întindem coarda și să creadă ăștia că ei au numerit în biserică, știți că aici e o mare problemă. Nu se știe niciodată cine se simte într-un fel. De exemplu, zice că cine are un câine în casă s-ar putea să locuiască în cușca câinelui, nu invers. Și atunci, bineînțeles că noi ne-am gândit ca nu cumva să creadă oamenii că s-a transformat localul și ăla e biserică și am plecat. Important este să știm că modul în care ne îmbrăcăm, modul în care ne purtăm, vorbește despre identitatea noastră și despre identitatea evenimentului la care facem parte, la care am fost invitați. Iubiți credincioși, Sfântul Ioan Botezătorul, deși îl vedeți prin toate icoanele cu un chip aspru, este un chip foarte blând. Este un chip foarte drept, pentru că dreptatea este aspră atunci când te uiți la ea. Exact cum spune Sfântul Apostol Pavel, cel care se teme de stăpânire, să se teamă dacă a făcut lucru rău, că nu degeaba poartă sabie. Dar dacă nu ai făcut niciun lucru rău, cu siguranță că nu te vor trece fiorii atunci când trece mașina ANAF-ului pe lângă tine sau când trece altcineva îmbrăcat într-un altfel de uniformă. Trebuie să ne păstrăm identitatea prin veșmântul pe care îl purtăm. Iar veșmântul pe care îl purtăm să fie purtat așa cum ne învață Sfântul Ioan Botezătorul. Dacă chipul său este de o duritate a dreptății, în sensul frumos al cuvântului, este și datorită faptului că era toată viața lui îmbrăcat într-o haină aspră. Dacă nouă ne-a dat Dumnezeu ca popor
să purtăm ea, ea nu poate să fie purtată altfel decât zâmbind. Dacă nu vom învăța, cred că ar fi foarte caragios ca cineva îmbrăcat în ie să stea numai încruntat. Nu i-ar sta bine nici ia pe el și nici zâmbetul după buze într-o ie în care este îmbrăcat. De aceea aș vrea să ne rugăm Sfântului Ioan Botezătorul să ne învețe cum să ne purtăm și cum să purtăm identitatea noastră în lume. Identitatea noastră este pe dinăuntru, iar ceea ce se vede este un efect a ceea ce trăim. Să ne dea Bunul Dumnezeu ca ia pe care astăzi o sărbătorim să fie un element care să ne arate cum să ne purtăm. Și numai când ne aducem aminte că într-o anumită zi ne vom îmbrăca așa, să ne treacă niște fiori calzi care să ne apropie de ceilalți. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.